Salutare, salutare tuturor și bine ați revenit la un nou livestream. Salutare Caesar, Florin, Alex, Daniel, David, Comtur, Rareș, Cosmin, Adițu, Anina, Cătălin, Cristi, vă salut pe toți. Hai că dăm muzica mai încetul, am lumile pornite, hai că dau numai pe poziție și pe... La stânga și pe aceea la dreapta, ok. Hai că mă lasă. Hai că mă lasă, e coleg de-a meu de-a lui Vrâncioaia. Te salut, Lucian, Luminița, nici nu mai știu cum te cheamă. Ok, virăm la dreapta, uite așa. Hai că e bine, scoate semnalizarea. Ce transport? O locomotivă, ceva de genul. Cum se numește și tine? Răzvi, Răzvi, așa să-ți fie numele. Te salut, Alex. Hai că am prins verde. Deci să nu uit că am contravențiile activate. Deci aici, iată, categoric, trebuie să mă opresc la semafoare. Să nu depășesc limita de viteză și toate nebunile. Facem un joc cât mai curat posibil. Te salut, sergent, te salut. E rău? Ba nu, e, știi ce frumos e în Suceava, ce liniște, ce cald, ce frumusețe afară. De ce e rău? E rău tare în Suceava. Unde, frate? Vino în Suceava. Te invit eu, uite. Stai că aici este curat, dar... Hai înapoi acasă. Nu cunosc Andrei, nu știu nimic despre acea hartă. Tu ești din Mălin, Dragon? Nici tu nu poți să ajungi în Suceava. Deci în Suceava nu intră oricine. Deci haideți să vă spun pe bune. Deci în orașul Suceava nu are acces oricine în momentul de față. Numai persoanele cu grad înalt, ridicat, frate. Deci nu dai cu mine. De să mor dacă te mint. Deci nu, în Suceava s-a terminat șmecheria, frate. Nu intră, nu iasă cine vrea, deci numai cine poate. Te salut, Iovanovici. Nu știu, Comtur, habar n-am. Cum pot activa GPS-ul cu voce? Păi, Dragon, din setter, din sunet. De la sunet dai activare GPS vocal. Te salut, Ianis, te salut, Muso, te salut. De unde ai cumpărat PC-ul? Am cumpărat pe bucată, ca să spun, Robert, de unde am găsit mai ieftin și mai convenabil, înțelegi? Cam asta e ideea. De unde am putut? Ți-ai achiziționat ETS2 azi de Steam? Foarte tare, Dragon, foarte tare. Te salut, Sebe. Mamă, dar eu merg numai cu 50, ești nebun, hai să mă prind și eu la viteză, limita e de 70. Salut, Aline. Unde e cana cu logo-ul canalului? Băi, să știi că nu am, mi se pare că nu am activat modul. Ca să știi, uite, chiar e bună asta, uite, modul nu cred că l-am activat. E 5 euro, corect, corect, a intrat de astăzi în reducere. Te salut încă o dată, Florin. Hai că îi dăm să pută toba. Dar mai mult nu vrea să nebunez dacă te mint. Nu vrea mai mult de atât. Și chiar hai să vedem câți kilometri am făcut cu ea până acum. Opa. Stai mă jos să văd acolo câți kilometri am făcut. 214 km. Hai că am făcut cu ea. Dacă e 214. Prin Ungaria, numai pe aici. Da, Alin. Teoretic astăzi sunt în concediu. În ce fel de concediu sunt? Da. Da, sunt în concediu de creștere a copilului. Oh, frate, că e nasol. Și din cauza asta soția a început astăzi, a avut prima zi de muncă. Deci mai pe românește mi-am subtă. Este adevăr. Deci, what the fuck. S-a terminat șmecheria.
Azi a avut soția prima zi de muncă, azi am avut eu prima zi de stat acasă. Cu fetița. Și cadou din partea fetiței, un caca mare, un caca mare și lichid. Da, frate. Și puteros, vai să-mi bat picior, da, bine, trecem peste. Astea sunt părțile frumoase. Te salut, Alex, te salută Florina, salutare Justin, Dan, te salut. Da, da, categoric este același, da, n-am mai făcut nicio cursă de atunci. Exact cum l-am oprit ora trecută, cu aceeași remorcă. Stai. Ține bandă. Ai mâncat, Adițu, ai mâncat. Să ai poftă. Mai am mult. Voi, voi, la bordeiul cel din vale mi-au mâncat fetile bani. La bordeiul cel din vale mi-au mâncat fetile bani. Lasă să-i mănânce că le-au fost gurița dulce. Lasă să-i mănânce că le-ai iei gurița dulce. Hai cu daful. Deci Muso, dă să-ți pup picioarele. Deci să rămână Muso. Deci 10 euro, frate, de când am mai văzut eu atâția bani adunați la un loc să-mi bat picior. Mulțumesc, deci mulțumesc, Muso. Să rămână, ca să zic, pe cea dreaptă. Sărut picioarele, ce vrei tu, de unde încep eu? Deci what the fuck. Deci nu-ți dai seama ce mi-a crescut inima, frate. Mulțumesc, Muso, să rămână încă o dată. Ești un domn. Nici nu știu ce să-ți spun, omule. Nici nu știu. Mulțumesc. Deci hai că mă blochez aici cu mulțumescul. Deci jos pălăria. În fine, mulțumesc încă o dată, mulțumesc. Te salută, Gabriel, te salut. Ți-aș dona și eu, dar nu am cartă. Păi, Alex, pentru donații în bacnote, doar cu o bacnotă de 100 poți. Dacă ai o bacnotă de 100, mergi la poștă, pe o parte lipești timbru, pe partea cealaltă scrie adresa mea. Direct pe bacnotă, crede-mă, ajunge la destinație încât ai zice pește. Numai așa, nu băga în plică, îți confiscă plicul, știi? Așa nu poate să-ți confiște, cum se cheamă, bacnota, pentru că ai pus timbru pe ea. Este modă, Adrian. Bună, Adiță. Numai, Ianis, gata, să ai poftă acolo. Vai, scuze. Stai să reduc viteza pe aici, atât. Să mă uit, e garda pe drum? Ia să dăm un zoom, să ne uităm un pic mai în față. Nu e nici dracu pe drum. Poți să o accelerez. Limita e de 50, nu? Da, 50 pe GPS, deci... Las că e bine, uite, de aici e 70. Ca să știți, eu merg și la consum. Și la uzură. Clar, eu am zis, până nu mai pornește camionul ăsta, eu nu-l las. Chiar dacă am tendința tot să cumpăr, să văd ce camion aș putea să mai cumpăr, nu. O să mă opresc la DAF-ul ăsta, că e prea mișto. Mai ales că e puternic, la 400 și un pic de cai, chiar trage foarte bine, am 70 de tone în spate, de asta nici nu prea accelerează. DAF C95, dacă nu mă șel. Sau DAF 95, ceva de genul. Mai bine ca în realitate arată interior. Opa, zici că îmi sună telefonul. Uite așa. Hai să dau muzica un pic mai încet. Am și eu tirul ăsta net și nu merge să pun GPS-ul în geam. Poate că trebuie DLC-ul cu accesorii de cabină. Înainte a fost un radar, da, dar eu, după cum vezi, maxim 50 prinde la oră. Când am prins și eu 70, atunci mi-a dat amendă. Adrian, nu cunosc cum poți să joci tu pe mapa românească. Eu joc doar pe Hungary Map și Pro Mod. Deci nu știu să te ajut.
Când o să ajung la destinație o să arăt și harta. GTA 5 gratis pe Steam doar azi, doar pentru astăzi, ca să înțelegem, sau e gratis cine îl prinde astăzi. Da, e gratuită harta. Da, pe 1.36, Daniel. Păi, uite-te în descriere. Poți să joci și tu, numai să vrei să te joci. Nu te oprește nimeni să te joci. Te salută, Steady. Hai să ne asigurăm. Nu vine nimeni. Mamă, ce intersecție am pe aici. Nu vine nimeni din față, hai că mă bag. Ok. M-am încadrat perfect, perfect. Eu am crezut că e o mașină de poliție de acolo. Am crezut că e mută fața. Darius, de ce aș face treaba asta? Dar ce nu-mi dai tu mie 10 euro să-mi cumpăr eu un joc? Darius, dă-mi 10 euro că vreau să-mi cumpăr și eu un joc pe Steam. Ce le-ai cu condusul? Nu le-am cu condusul, crede-mă. Da, și aici se pregătește de coronavirus, de COVID. Și aici vezi că e aglomerație mare. Așa le place lor să fie mai siguri. Nu știu, chiar nu știu nici eu de ce e atâta poliție, dar... Na, trec peste. Ia, tot mașină de poliție, uite-te. Iau. La două, trei mașini mai apare o poliție. Ia să vedem, e poliție? Nu. Uite, a dracului să... Dar e mișto, mișto făcută harta. Chiar e super mișto. O, te salut, Bogde. Ai găsit roata? Da, am găsit-o, Joe. Am găsit-o, uite. Uite-o pe acolo, pe dedesubt e. Una din ele am pierdut-o, dar am pus-o la loc, deci nu-i problemă. Nu știam care, știi? O, te salut, Exizu. La destinație trebuie să ajung. Cum dai zoom? Apăsând un buton, uite așa. Din setări. Te salută, Gabriel. Deci chiar, Bogdi, este gratuit GTA 5 pe Steam? Chiar te rog, verifică acolo. Ia vezi ce spune Steam-ul. O, stai să reduc viteza la 50, ești de bun. Mi-am mai luat o amendă astăzi. De unde am luat-o? De pe forumul SCS. Te salut, Dark. Nu e GTA Free. E gata atunci. Deci e vrăjeală de ieftină. Dacă nu este, te rog să cauți, Bogdi, mai în sus, cine a scris chestia aia să-i dai bani. Dacă nu este gratuit, pentru chestii de genul, glumițe de astea proaste, dai bani. Și am scăpat de o problemă. Te salută, Minecraft. E 1 aprilie. Băi, ești nebun? Nu-i mai da bani, gata, lasă-l, frate. Lasă-l, nu-i mai da bani, lasă că e bine. Uite. Mamă, băi, ești prost, băi, ești nebun, azi e 1 aprilie. Băi, deci cum a trecut timpul? E 1 aprilie. Deci nu știu, nu, trebuie să mă gândesc să fac și eu o farsă cuiva. Cui dracu să-i fac o farsă? Deci stai, o sară și tirul. Nu, trebuie să fac o glumă cuiva. Nu, ție, nu. Nu, cred că o să facem un raid cuiva și o să-i spunem că raid by caca talent.
Băi, frate, hai să facem așa, facem o farsă de genul, că ei a venit... Nu, colo, colo, frate, hai că ne dăm drept colo astăzi. Băi, stai, stai puțin, stai puțin. Stai că mă uit eu acum rapid, cui facem o farsă de genul. Stai puțin, frate, facem un rai și zicem că suntem suntem colo, sau care? Neveu, ziceți și voi cine suntem. Ok. Uite-l pe Ceaurel, frate. Mergem la Ceaurel. Și cine Vă zicem risc. noi că suntem? Cine spunem noi că suntem, frate? Nu, Pipi Dai. Nu, frate. Nu îi facem lui Pipi Dai. Colo. Ride by Colo. Da, băieți? Haideți. Eu vă dau link-ul, intrați pe live-ul ăla și scrieți Ride by Colo. Haideți, băieți. Hai, rapid. Intrați acolo, spuneți Ride by Colo. Uite acolo. Deci scrieți Ride by Colo. Și forță încet, fraților, și forță încet. Mamă, ce de-a lume acolo. Băi, ești nebun. Aia, frate, hai să vedem. Scrieți Ride by Colo. Dar eu nu pot să scriu că sunt moderator și să dai seama. Băga-mi aș piciorul. Hai, dar ce smântână, băi, nu te morți, mă, mă mai ia stomacul, deja nu Ce știu mai. ce, mă, rai bai colo, hai că da. Băi, du-te, eu venit colo la mine, nu se poate. O facă cineva manevră, manevră. E colo? Bun Da, sau e? colo, pe bune, da. What the fuck? Mamă, asta Te da. pup colo. Asta e de bun. mâini. Asta e bun. Ciaurei, trecătorii de mentă, te pup. Asta e bună, frate. Respect colo. Hai că asta e cea mai Te bună pup țeapă. și Să gămână. mor dacă nu. Cea mai Așa bună scrie în chat, rai țeapă. bai colo și văd că merge chat-ul, nu stă pe loc. Da, e Au colo, și e colo. viteză are. Da, el, Alex. Te pup, tate. Te Bravo. pupăm. Găbulenii, forța mondială. Miau. Miau. Te pup, respect, tate. E Mersi băiat, pentru... de nota 10. Păi da. Cel mai șmecher. Gata, frate. Cel mai tare. Bravo, lui. Să rămână, tate, să rămână. Hai că Mersi am pentru bani. mușcat-o, am mușcat-o, am mușcat-o. Prima țeapă, prima țeapă, prima țeapă, prima țeapă, Șava, uite mă prima și șava. țeapă. Ei, ta mă, pe cărat de te-a primit. Nu ta mă, pe cărat de te-a primit. Grasă Hai că a șava să fost iei. tare, a fost tare asta. Baga mea și gura ta. Ce bani. A fost Tata tare, și mi-a a fost făcut mie, nu tare. știu când îți aștept. Pula, ta mă, de-a primit. Mă Băieți, gândeam eu, cum să haideți că iei pula, putem, mă, de haideți tare. că Da, putem. vine mă, face, mai face rău. Face dacă Băi, îi a dorim, fost mai ceva, frumos. îți dai seama. Mai, nu. Chiar a fost frumos, băieți. Haideți să ne întoarcem înapoi la jocul nostru. Băi, deci nu, nici nu m-am gândit că o să meargă. Să mor dacă nu. Respect vouă, chiar ați fost tari. Și chiar am reușit să dăm o țeapă. Mamă, mă simt mai bine, mă simt împlinit că am dat și eu o țeapă astăzi și chiar a funcționat. Chiar a funcționat. Stai să mă uit unde trebuie să ajung ca să descarc. Cred că aici. Băi, dar ce e așa de alb, frate, că nu mai văd nimica. Bă, asta e manevra aici, atât că nu văd punctul de livrare. Băi, ești nebun. Unde dracu trebuie să o livrez pe asta? Ce roată ai pierdut? Țeapă. Țeapa lui de 1 aprilie. Uite, frate, ce țeapă ți-a tras. Hai să vedem. Nici nu știu unde trebuie să o livreze, ești nebun? Stau și mă uit ca prostul. Deja am punctul de livrare acolo. Gata, gata. Uite că am înțeles acum. Uite, aici trebuie să o bag. Aici, exact. Ok. Și cum o bag eu acolo? Hai să încercăm. Nu, n-am luat până la urmă țeapă cu livrare. Dar mult nu mai era. Mult nu mai era. Mamă,
stai că mi-au eu țeapa vieții acum că nu pot să intru aici. Hai că mi s-a blocat aici. Da, m-am blocat în poarta raiului. Ești nebun? Băi, ești nebun? Chiar m-am blocat în poarta raiului. Ia uite-te aici. Haide mă, mai în spate nu merge să dau, nu merge. Din cauza gardului. Uite aici. Băgam ia-și piciorul. Hai, hai că merge. Greu, dar mergem. Mai degrabă în față, că în spate nu am nicio șansă. Hai că am băgat diferențialul. Și cu diferențialul trage, trage. Da, trage de să rupe în 12. No, ca să reușesc neapărat. Te salut, te salut, Ciorel. Right by Pipi Dai. Right by Pipi Dai. Da, mulțumesc, mulțumesc, Ciorel. Îmi cer scuze de glumă, dar mi-am mușcat-o și eu un pic și am zis, frate, trebuie să dau și eu o țeapă cuiva și nu știam cum să-i dau un ride. Și te-am văzut pe tine, erai acolo, am zis, neapărat trebuie să-ți dau un ride. Îmi pare rău, că chiar ai mușcat-o. Opțiuni. Acum să dăm pe schimbător și hai să încercăm cu schimbătorul. Hai că moare motorul. Te pup, n-ai pentru ce, Ciaurel, n-ai pentru ce. Mă bucur că ai înțeles că a fost o glumă și nu te-ai supărat, chiar sincer, apreciez mult. Deci să nebunesc, nu vrea nici... Hai că o pot scoate cu mașalierul. Taci că o scot. Taci că o scot. O scot și o bag din nou. Dacă e vorba de așa. Ok. Să mă uit și aici. Perfect. Ok, să-mi ating... Ba, l-am atins. Băga mea și piciorul. Da, cred că l-am... Ba, nu l-am atins. Ok, hai să intrăm din nou. Ok. Hai încă o dată. Mai facem încă o dată treaba asta. Să mă poziționez mai bine. Ok. Suficient, zic eu. Și haide, iarăși cu întâia. Acum nici măcar eu nu știu cum stau poziționat. Da, n-am cum să o întorc. Băi, ești nebun? Nici așa n-am cum să o întorc. Păi eu vreau să o întorc aici, să dau cu spatele la punctul de livrare, dar n-am cum. Ok. Doar așa să încerc. Dar nu pot că lovesc de... Hai să-mi bag ce... Deci pe cuvânt, frate, dar numai și numai astfel de... Piedici am... Cel mai nasol că îmi virează spatele, remorca din spate. Și din cauza asta nu prea pot să fac mare lucru, să o împing, că ea deja virează. Ia să vă arăt cu ce problemă mă confrunt eu. Ia uitați-vă. Roțile din spate deja sunt pe viraj. Și asta mă încurcă enorm de mult în momentul de față. Dacă nu virau și ele, era super ok pe de o parte, dar na. Acum trebuie să găsesc o altă soluție. Mamă, ce m-am apăsat. Da, moare motorul de acum. Hai să-l pornim din nou.
Ok. Hai că eu nu mai scot, aici am blocat-o, e clar. What? Roata asta pe față nici nu se învârte, ești nebun? Ia uite-te. Zici că merge înfrânată. Ia uite. Stai puțin. Stai că trebuie să rezolv problema asta. Ok, hai că am rezolvat-o. Temporar, dar am rezolvat-o și pe asta. Da, acum am dat-o în poartă, ca să vezi ce șoferache sunt. Ok. Mamă, dacă nu vira, era perfect. Era perfect dacă nu vira spatele. Da, n-am cum, n-am cum să-mi bat piciorul. Ok. Acum ies bine? Sau totodată, tot o dau în poartă? Băga mi-aș piciorul. Ok. Acum vreau să o scot și să o dau cu spatele înapoi. Numai să pot să ies în drum, să intru cu spatele. Da, cu tasta U. Uuu, Bog, de ce ai făcut băiatul meu? Mulțumesc frumos, Bog. Băi, frate, dar nu se oprește nimeni. Te salut, Gabriel. Bogde, mii de mulțumiri, Bogde. Să rămână. Mamă, dar cum l-am prins pe individul ăsta aici atât... Nu prea am cum să o întorc acum. De serios. O, stai, că acum găsesc soluția. Acum o găsesc. Ia uite-l, mă, pe biciclet. Încă o dată, Bogde. Te salută, Iulian. Ba nu e ok, pentru că îmi virează spatele și îmi va lovi mașina din spate. Ești nebun? Și nici nu poate să urce aici atât. Deci nu e ok ce încerc eu să fac. Te salută, măduță. Într-un rătus, de rog
Stă cucu într-un brăduț. Camionul ăsta s-a blocat aici acum. N-are forță, frate. Hai, hai că poți, hai că poți. No, 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 no. Hai, hai că poți, hai că poți. Nu, pe acolo nu poți să o bag, clar. N-are forță. Băi, frate, ești nebun. Te salută, Sebe. Hop. Mamă, câta mașină de poliție. Ia uite-te, 5 mașini de poliție acolo. Stai să treacă și ultima mașină de poliție și acum. Acum da, acum cred că pot să o întorc. Ia uite-l, ia uite-l și pe melteanul ăsta, uite, uite. Uite, frate, dar chiar nu m-ai văzut. Uite, mama, am dat-o de gard. A, stai că am lovit-o și de mașină. N-am cum. Oare nu poate să dea tipul mai în spate? N-are cum. Deci nu prea am cum să o întorc, ești nebun? Deci n-am spațiu de manevră aici încât să o întorc. Deci trebuie să o dau iarăși acolo. Și am o mașină de poliție în spate. Deci ce mai... Uite. Uite. Păi acum cum fac? O dau ușor. O dau ușor. Asta e. O dau ușor. Tot ușor, ușor, ușor. N-am ce să fac. Dacă nu înțelege să elibereze drumul. Perfect. Mamă, dar ce moare motorul, ești nebun. Moare într-una. Nu era mai simplu să o parchez cu camera zero? Voi ce spuneți? Băi, 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 băi. Băi, să mor, că mă uitam în chat acum. Să nebunesc. Hai, acum mi-am dat seama în ultima clipă că merg prost. Mă uitam în chat. Ia uite ce colan am făcut. Ia uitați-vă încolo. Și acum vreau să dau cu spatele. Unde dracu să mai dai cu spatele? Că n-am unde. Stai să trec pe avarii. Deci eu trebuie să scot traficul ca să pot să fac vreo manevră pe aici. Uite așa. Gata. Ok. Hai că altfel nu știu cum să fac. Inactivitate, Gabi, inactivitate. De asta. Simplu. Nu prea sta pe live-uri. Dacă vii și saluți, asta nu înseamnă că ești o persoană activă.
ca să înțelegi. Ok. Acum trebuie să o îndrept. Nici în carantină. Ok, Gabi. Na, eu nu știu de ce ți-am scos, mă. Și știai destul de bine că o să se întâmple odată și odată treaba asta. Că o să observ. Ok. What thing? Hai să mă picior. Dau așa, mai mult și acum îndrept. Uite așa. Perfect. Asta-i pofta ce-am poftit, eu s-o duc drept aici. Da, vă dați seama că nu avea sens să mă chinui așa de mult, dar așa mi-a venit mie. Am avut piticul pe creier încât să o parchez aici perfect. Mi-a dat și întârzia, dar penalizare, la întârziere, dar nu pentru că am atins-o sau ceva de genul. Ceea ce e super ok din punctul meu de vedere. Stai un pic că am de... Oh, ok, uite așa. Hai să dăm și noi o salvare pe First Day. Ofertă cursă, bursă transport și noi suntem aici. Ok, și de aici putem lua 22 de tone, aceasta 23 de tone. Mie îmi place cum arată încărcătura. Asta o iau. Asta. Gata. Ok, hai să intrăm în cabină, să vedem de unde iau. Ok, stop. Să scot avariile, să scot diferențialul. Următoarea stradă, virați la dreapta. Și o să joc pe cutie manuală, numai că trebuie opțiuni, comenzi, configurare, intrări, controller, schimbător și dăm pe splitter. Finalizare, gata. Ca să pot să-l folosesc, camionul are peste 12 trepte și mi-e cam greu să-l folosesc. Ce dracu are? Bă, ești prost, iarăși mi s-a întâmplat chestia aia. Opțiuni, comenzi. Și acum, accelerație, da? Și ambreiaj. Perfect. Nu știu de ce se întâmplă treaba asta de fiecare dată. Ambreiajul devine accelerație, ca să știți. Și din cauza asta nu puteam înainta. Băi, dar ce bară la bară o țin ăștia. Ia uite-te încolo. Și acum nu mai sunt eu de vină. Ia uitați-vă ce trafic am. Păi, stai puțin, frățiueri, că vreau să intru și eu pe aici. Uite așa, mă bag cu șapca. Uite așa. Gata. Păi Icarus. Gata, am intrat și eu. Oprim semnalizarea. Ok, stop. Ai pe undeva în Discord o listă cu toate modurile. Alex, o să fie de la versiunea de 1.37 pentru Eurotrack și o să fie disponibilă numai, cum se cheamă, membrilor sau persoanelor care se alătură canalului sau membrii acestui canal. Dacă te mai țin minte. Nu ofer moderator, Darius. Nu dau moderator nimănui, ca să zic așa.
hai să mă și eu. Băi, dar nu, uite, de bea acum vine o mașină ca și... Dar nu poți să ai 18 aici? Stai puțin să mă uit pe hartă. Nu, mă gândeam să iau pe aici ca să scurtez drumul, să nu stau atâta, dar n-am cum. Păi, ăsta e pe avare, ce dracu, a făcut accident? Hai că mă bag cu japca în cazul ăsta. Ia uite, nu faceți ca mine. Nu faceți ca mine, dar uitați-vă aici, iată ce trafic e. Uuuu, mamă! Bă, da prost, dar aveam timp. Ai, am comis-o de data asta. Păi o să aștept să mă bag aici, iată, cu șapca. Da, da, să știi că îmi place mai mult că Ungaria. Nu poți instala moduri? Cum adică să nu poți instala moduri, omule? Păi asta ce face? O dă bară la bară cu mine? E nebun? Următoarea stradă, gata. Sunt mare, frate, și greu. Nu frânează așa ușor. Ia uite-te. Ești nebun? Știți un servis bun unde aș putea să-mi schimb plăcuțele de frână? Să fac și o aerisire? Dar chiar uite că am uitat să bag butul să văd de grad. Corect, corect, e greșeala mea, știu că am zis. Dacă o poate face Bogdi, ar fi super ok. Te salut, Alex. Există o viața mea, dar tu ce mai spui? Cum o mai duci? Tu mai mergi pe la spital acum? Mai faci practică? €5 pe Steam, Nicolae, în momentul de față. Următoarea e foarte, foarte ieftin. Deci Muso și Bogdi, vă mulțumesc. Băi, frate, dar ce cu frâna asta, că nu mai ține frâna deloc? Mă jur, chiar nu mai ține frâna. Să-i mai dau un pic. De fapt, stai, că nu o să iau remorca, poate o să meargă mai bine. Ok. Aceasta este remorca. Și nici nu știu care să o iau, albastru. Hai că iau asta cu albastru, cu roșu mi se pare un pic mai, nu știu, parcă e prea strident roșu ăla. O, te salut, Trică. Te salut. Te salut, Raz. Salutare, driver Casian. Stai că nici eu nu știu pe unde dracu trebuie să merg. Să-mi iau încărcătura. Pe aici cu siguranță nu. Bogdi, ai spart pușculița? Ce dracu ai făcut, Bogdi? Că nu te mai înțeleg. Cântă cucu, bată tina, de răsuna bucovina. Da, cântă cucu, bată tina. Bogdi, să rămână încă o dată, Bogdi. Mulțumesc frumos, Bogdi. Și totuși ia să vedem. Ia să mai mă uit eu încă o dată, frate. Ia să vedem, poate mai găsim pe cineva. Un moment. Ia să vedem noi. Mai găsim pe cineva noi? În afară de mine, oare mai este cineva? Bunicu! Băi! Bunicu! Deci, chat! Facem ride, ride by colo. Hai să-l păcălim pe bunicu. Ești nebun? Păi cum să nu-l păcălim noi pe bunicu? Ride by colo, la bunicu. Deci, fraților, haideți, ride by colo, scrieți acolo. Ride by colo. Da, că e 1 aprilie de aia. Ride by colo, la bunicu.
Stai, mă, că azi le facem la toată lumea, dacă e. Cine e în față merge pe stânga, Hei, ține în șosea. fraților, am mai găsit pe cineva. Înainte pe Gata! Așa? Right by call, scrieți toți. Spam, dar spamați acolo în chat, fraților. Că eu dacă scriu... Dar de fapt să că pot scriu și eu. Deci pe cuvânt nu-mi vine a crede. Hai că azi le-o facem la toată lumea. Mulțumesc frumos de right call. Îmi faci și right băieță. Right by colo, colo, spam mare, spam mare. Right by colo. Ai apăsat și butonul de like. Acum, serios, să nu uitați să apăsați și butonul de like. Oricum, mulțumesc frumos. Radu, uite tu un pic acolo. La mine au venit niște musafiri. Eu să joc aici, dar nu prea am spus să vorbesc. Mulțumesc frumos, colo, mulțumesc frumos, băieți. O, stai că mai am, auzi-l. Auzi, right by colo și aici, haideți băieți, haideți, right by colo băieți, dar nu la mine în chat, la el în chat, dă click pe link și scrie right by colo, hai să-i dau și like, deci frate, nu-mi vine a crede, trebuie să facem raid-uri de genul, nu, pe cuvânt, sunt cele mai tari, deci right by colo. Haideți, chat, haideți, rapid. Hai, rapid, right by call-ul. Dar spamați de multe ori. Ăsta? Asta este respectul meu, spune Raid de la Bogdi. Bă, mersi mult, bă, uite, bă. Mă arunc pe geam dacă ce nu pot să mai urc. Ce dracu să fac? Fiți-ar biserica, dracu. Gata, de frate, am mușcat-o. Am mușcat-o. Apasă și tu. Apasă și pe Suceava. Haide, întâi aprind. Haide la Suceava. La Suceava, mersi Suceava. Te pup și eu. Deci, frate, ce o mușcă, băieți. Băi, e super genială chestia asta. Deci să mor dacă nu. Toată lumea crede. Ești nebun. Vai, 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 vai. Hai că o să mai facem, o să mai facem pe parcurs, chiar a fost super, super caterică. Și Bogde, încă o dată, mulțumesc, următorul raid de la Bogde o să fie, hai, așa o să fie. Acum să pornesc ștergătorul. Vai, frate. Mamă, dar ce e, dar e caterincă rău, e caterincă rău să faci raiduri de genul. Deci, serios, dacă nu. De ce nu joc cu abonații? Pentru că sunt trollat. Dacă intru pe multiplayer, pe non-DLC, vin băieții și intră mine, chestii de genul, știi? Ca să se vadă pe live, ca să mă enerveze. Și evit chestiile astea, că e mai bine pentru mine, știi? Hai că mă lasă. Hai că da, hai că din partea asta altă nu mă lasă. Nu, 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 nu. Hai că trebuie să dau o leacă în spate. N-am cum să ies. N-am virat suficient. Și acum cred că pot. Uite așa. Gata. E perfect. Ok, opresc semnalizarea. Băi, stă... Bogdi! Au nebunii salcâmii. Să mor dacă nu.
Deci, Bogdan, încă o dată mii de mulțumiri. Mii de mulțumiri. Respect, bro. Am răspuns, frate, bro. Te pup. Salutare, Miguel. Cum se numește melodia? Cântă Cucu. Cântă Cucu, Battle Vina. Pe tasta U, dacă merge, dacă ai cu posibilitate de ridicare access sau coborâre. O sie, mai bine spus. Mamă, când am văzut radarul prea târziu, prea târziu, l-am observat prea târziu. Chiar a fost Caterinca rău până acum, pe cuvânt, ce bucuroși erau toți, frate, Colo, Colo, te iubim, Colo, frate, și când Colo era fratele Suceava, da, toți erau plini cu love is in the air, cu toate nebuniile, ești nebun, și era Suceava. Te salut, Bogdane. Ți-l pui din setări, din voce, din setări de sunet și vezi că ai voce GPS. Bitezi căsuța. Ce mod de grafică am? Principalul, să spunem că se numește Naturalux. Bă, Sferul și-a dat seama, dacă am scris eu că e... Păi nu și-a dat seama la început, că i-am scris eu că era de 1 aprilie și a băut lapte dimineața la cafea și din cauza asta s-a prins. Că se prinde boss-ul, nu dai cu el așa ușor, e înțepat. S-a înțepat cu acu de mic. Ia să vedem cum este atmosfera în Suceava. Destul de ok, uite, bă, la mine în casă e atmosfera foarte bună. De unde să știu cum e în Suceava, dacă eu sunt izolat în casă? În... cum se cheamă? În Ungaria sunt. Pentru că e mai frumos așa. E mai frumos. E mai greu să urci, știi? E greu să... mergi la, cum se cheamă, la kilometru, la kilometraj, la kilometraj, la, înțelegi tu, la viteză. What? Deci băieți, haideți vă rog un spam în chat acolo cu respect Bogdi. Sau hashtag Bogdi. Nu, pe cuvânt, jos pălăria, deci moderatorul number one, donatorul number one. Deci Bogdi, gata băiatule, gata, ajunge. Cântă Cucu, Battle Vina, de răsuna Bucovina. Da, cântă Cucu, Battle Vina, de răsuna iar și amendă. Pentru a avea grad de abonat trebuie depusă cerere. Da, uite că Bogdi răspunde și pe chat și prin donații. Ce dracu, mânec pe uscat, ești nebun? Dacă tu ești trist, dar pe restul ce suntem? Suntem chiar așa de ok, dar încercăm să uităm să treacă timpul. Te salută, Radu. Corect, corect, Andrei, iarăși pe drumuri. Eu nu înțelegeam de ce tot mă prinde radarul, dar încărcătura e foarte ușoară și prinde rapid viteză camionul.
chiar stăteam și mă gândeam, de ce dracu tot mă ia radar după radar? M-am fost învățat cu celălalt, cu cealaltă încărcătură, unde țineam apăsat accelerația și tot nu mergea. Nu cunosc Vasile. Îmi cer scuze, salut, dar așa trebuie să încep. Stai frate, că mă nec pe uscat, deci să-mi torn un par cu suc. Chiar nu înțeleg de ce dracu tușesc așa. Voi ce spuneți? M-am îmbolnăvit cumva? De meningită cronică, de ce dracu? Așa e, că la Suceava se poartă, e la modă. Nu vreau să zic nimic. Dar la Suceava se poartă, ce dracu. E ceva pe gât care mă zgârie, boat. Deci Bogdi scrie în ceas să-ți dau moderator, ești nebun. Deci Bogdi, deci nici nu mai știu ce să-ți mai spun, omule. Deci Bogdi el devine moderator din momentul de față. Mamă, ce-a crescut euro, îmi vine să plâng. Despre ce vorbiți acolo, că eu tot nu înțeleg. Plâng de fericire. Deci Bogdi, să ai grijă de moderator, să nu-l pierzi. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Bogdi. Așa mai face el. Sper să nu mai ia radarul acum, nu m-a luat. Mă gândeam acum că mai mi-a o amendă și m-a lăcuit. Te salut, infinit. O ușurel aici. Ce zici, Bogdi? Diseară te invit, ești invitatul meu special la farming, vii? Te salută, Cipri, salutare, Răzvan. DAF 95. Hai, te rog eu, Bogne. Hai, că oricum vezi că... oricum o să-l joc foarte des în concediul ăsta al meu. Baftă, Gabi, baftă. Te salută, gamer. Deci, băieți,
Deci încă o dată vă spun că până acum v-am zis că o să vină o schimbare pe canalul acesta, că o să intervină o chestie și acum clar a venit momentul să și discut chestia asta. Eu o să fiu o lună teoretic în concediu. Un concediu de creștere a copilului, luna pe care statul mă obligă să o stau cu copilul. Și soția mea și-a reluat activitatea. Și astăzi a fost prima ei zi de muncă. Super, nu? Oh, pe aici. Deci ce să mai zic, frate? Și astăzi a fost o zi super mișto. Eu cu fiica mea. Nici nu vă vine a crede. Deci nu mi-a plâns odată, adică odată că i-am dat o palmă la cur, că era obraznică înainte să vină maică-sea, că nu mai e. A început să fie obraznică, dar în rest toată ziua a fost impecabil de cuminte. Deci nu-mi vine a crede, ce... Adică chiar a fost o zi super mișto. Adică mi-a plăcut, recunosc, am crezut că o să-mi fie greu, că o să... Smorcăie, că o să vrea, ba acolo, ba dincolo, ba nu știu ce. Când o să vrea să mănânce. Dar din contra, frate, știi cum am mâncat tot ce am dat în afară de lapte. La lapte acolo n-am mai vrut, s-a întors pe o parte și a luat somn. Și cu adormitul. Mamă, ce mișto a adormit, ce easy busy a fost pentru mine ca să o adorm. Păi unde dracu trebuie să o duc pe asta, mă? Mâncați așa. Stai să o cobor și roata aia. Uite așa. A, gata, am văzut unde. Gata. Stai. Băi, frate, stai că eu pe aici o lovesc. Rău de tot. Perfect. Așa, și acolo trebuie să o bag. Ok. Hai să vedem cum facem treaba asta posibilă. Scoatem unghiul de virare. Așa. Stop. Perfect, atât. Asta e pofta ce am poftit, ca să zic așa. De acum trebuie să-i dau așa până trecă de chestia asta și gata. Și să nu-mi spui că nu m-am uitat bine în spate și o dau de ceva. O dau de o altă încărcătură, uite. Am dat-o exact pe lângă. Ok, hai că mai încercăm o dată. Uite așa. Să vedem aici. Perfect, uite, perfect. Așa o dăm cu spatele. Acum virăm, s-o băgăm acolo unde trebuie. O îndreptăm. Sau încă nu, acum. Și cum am parcat-o? Bine, chiar foarte bine. Fără să văd unghiul celălalt, chiar am dat-o bine. Stop. Gata. Rareș, mulțumesc frumos, te salut eu, cum se cheamă, te salut Ionuț, ce-i cu aia de la roți? Nu știu ce întrebare e asta, pro-extrem. Ok, și dăm pe distanță mai mare. Și acum să vedem ofertă curse. Luăm o cursă rapidă? Mai schimbăm și noi camionul, mai lăsăm pe asta să se odihnească o cursă? Ia să vedem. Mai avem ceva curse pe aici? Nu. Hai că mergem tot cu camionul ăsta. Șapte tone. Și asta e ok.
18 tone. Dar iau 8000 și pe cursa asta cât iau? 34.000? Ești nebun? Fără doar și poate pe asta o iau. 34.000. Aia e pomană curată, frate. Deci la cursa asta e pomană curată. Acum pot să virez, uite așa. Hai să o scoatem de aici. Dar nici nu mai știu pe unde am venit. Stai că o dau pe aici ca să merg cu fața de acum. Gata. Perfect, haide. Ia să mă uit pe Discord, ia să vedem despre ce este vorba. Ok, Exizo, și ce să văd pe Discord? Că nu înțeleg. Explică-mi, Bogde. Întreabă-mă și eu îți răspund. Ce nedumerire ai pe Discord? Cine e Racla? Te lăs să ghicești. Cine crezi că este Racla? Te salută, Elena. Următoarea stradă, virați la stânga. Nu, nu este consecundar. Nu. Te salut, King. Nu-mi răspunde că soția. Mă sperii. Nu, nu e soția. Da, și va apărea un nou DLC. Dar ce DLC am zis că va urma? Ia, chiar vă rog să-mi vă dați cu părerea. Cine credeți că este? Cine poate să fie? Să spunem, în general, cel mai frumos, care se vede cel mai bine, e Natura Luxo, Denis. Păi eu aici de unde dracu trebuie să confirm că iau încărcătura? Ați deviat de la traseu. Reconfigurăm. What? Să nu spui că asta e încărcătura mea, frate, care stă așa blegită. Ia uite-te. Păi frate, cu asta s-a închinut de pe lume, ești nebun? Ia uite. Păi eu n-am cum să o iau de acolo, ești nebun? Păi eu întâi trebuie să confirm că iau încărcătura asta, să vedem de unde. Dacă e cumva că te referi la Andrei, ce? Nu. No. Mamă, prin ce colțuri mă bagă? Ești nebun? E cum cineva important. Da. Da, categorică da. Partener? Nu, în primul rând nu. Dar are canal de YouTube. Adevărul că are și canal de YouTube și nici eu nu știam. Bosferul? Nu, n-are nicio treabă. Bosferul, dacă îl vezi mai jos, la streameri.
Ok. Aceasta să fie. Dar nu cred că... Mamă, avarie remorcă, ești nebun? Fii atent cât avarie de la remorca mea scumpă și frumușică. Opa, stop. What? De ce dracu am lovit-o de mașină? Bă, ești prost? Mamă, și cum am dat-o? Unde dracu mă aflu, frate? Băi, frate, eu m-am rătăcit pe aici, tu unde dracu mă aflu? Asta este remorca, care oricum are avarie. Și eu trebuie să ies pe aici, atât. Deci nu, categoric trebuie să mă spamez în stradă cu dânsa. Pe aici nici n-am cum. Dacă o bag pe aici, eu nu pot să fac curba asta. Băi, ești nebun? Cum e de făcut? Că n-am nici... A, uite aici pot să o spamez. Gata. Ia uite. Gata. Ok. Ia să vedem, coleg de la muncă? Nu, niciun coleg de la muncă. Te salut încălzitul. Ce sunt alea care le-am pe încărcătură? Imediat îți spun, industrial, generatoare industriale. Piatra Neamț? Nu, Piatra Neamț nu are nicio treabă. Discordul acela a fost șters. Dacă îți aduci bine aminte, aici nu are nicio legătură. Acesta a fost creat de mine. Deci categoric nu e Piatra Neamț. Păi eu vă lăs să spune, te salut Gruia, te salut. Eu vă lăs să ghiciți, fraților, să nu spuneți că nu vă spun, că nu vă țin la curent. Chiar vă rog să-mi spuneți, băi, cine este? Cine poate să fie acea persoană? Băi, drept înainte trebuie să merg, că nu pot să-mi dau seama. Da, drept înainte. Hop, hopa. Cum ai dus-o în parcare? Adică satana, că nu înțeleg. Cum am spamat-o aici, iată, cu camera zero. Și nu mai doresc să aflu. Opa, razie. Da, categoric, razie. M-a tras pe dreapta acolo poliția. Te salută Mixup Media. Dar nu știu dacă este pe live. Da chiar. Racla, ești pe live? Te invocăm aici. Spirit malefic care ești. Sau spirit bun, acum nu știm. Ce om, da, ce caracter. Mamă, ce mișto se vede. Ești nebun, chiar se vede criminal de bine. Schimbă camionul, n-am altul, Cristi. Nu am, am o singură șoseată, știi? În care deja stau în dânsa. Sunt încălțat cu șoseata asta. Dar dacă ne dăm bătuți, ce zici? Că o să vă dau spirit și bandaje. Na, că ați fost bătuți. Să vă lingeți rănile, nu știu. Ce ziceți de asta? Da, se aude fetița. O, Cristi, te salut cu respect. Ce mai faci, Cristi? Ce-ți mai face Johnny? Știam eu de unde îl cunosc eu pe Johnny. Știam eu de unde îl cunosc eu pe Johnny. Mi-am adus aminte atunci. Instant de unde îl știu. Te salută Karma, te salută Sebe. Mai spală șoseaua căpute sau șoseata, Daniel? Na, dacă la tine șoseaua pute, mă gândesc că șoseata e perfectă, deci nu are niciun miros, e impecabilă, poți să mănânci din dânsa. Știu, Daniel, ce ai vrut să scrii. Da, camionul din ce an e oare? Nu cunosc, sincer. N-am date tehnice despre dânsa. Dacă am reinstalat Windows-ul de multe ori. Da, se aude fetița, da, e nervoasă. I-am ascuns eu unele lucruri și e nervoasă că nu le mai găsește. Nu mai are cu ce trânti. Și
știu că ce probleme sunt. E cam bătrân camionul, la fel ca mine, deci ne înțelegem perfect. Aici trebuie să cedezi trecerea. Mamă, cu ce viteză trec ăștia, zici că sunt trenuri. Da, hai că mă lasă. Opa, că ăsta nu mă... Ba, mă lasă, ba, nu mă lasă, ba, mă lasă. Da, hai că a frânat și el. Ok. Te lăs să ghicești, Cristi. Tu ce spui? Tu ce vârstă îmi dai? Chiar sunt curios. Haideți totuși să vă arăt și camionul. Ia. Opa, 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 să intru în interior, frate, că nu văd pe unde merg. Când o să apară Alexandru? N-am de unde să știu. Foarte aproape, Daniel. Foarte aproape, Eddie. Între ce a scris Eddie și ce a scris Daniel. 37. Băi, am uitat de viteză. Mâncați așa sufletelul tău. Iarăși. La fel și vouă. Opa, s-o lăs ușor aici. Păi ce a scris Alex, frate, de... E, glumesc, Eddie, adică depinde fiecare cum concepe chestia asta, cum o vede. Ia să vedem, totuși sunt curios ce a scris. Am înțeles, da, categoric, merita bani. E perfect. La fel și tu, Trică. Să nu te oprești aici, să crești în continuare. Cristi, da. Da, joc de, din volan. Rareș nu cunosc. Nu cunosc problemele pe care le-ai tu acolo. Că nu te cunosc nici pe tine, deci sincer nu știu despre ce vorbești. Chiar habar n-am. Te salută, Emiluț. Te salut, Andrei. Și tu, Edi, să crești. Salută, Relo. Următoarea stradă, virați la dreapta. Hai că s-a făcut verde, numai bine. Ia să vedem. Da, s-a încadrat bine. Nu am avut nicio problemă. Doar că ieri am ieșit din greșeală. Păi nu știu de unde și cum ai ieșit, sincer, deci nu cunosc problema ta. Dar vezi că poți să scrii pe Discord. Nu poți să intri pe... S-a dat bani pe Discord? Sau scrie lui Bosfer în privat despre problema care ai avut-o și vezi cine ți-a dat banul și așa mai departe, să vadă pe ce motiv ți s-a dat banul. Ai vreun mod de GPS în română? Da. Da, așa este. E GPS în română, Ioana. Parcă e de pe Wiz sau cum se cheamă ăla. Te salută, Răzvan. Waze, sau cum s-o fi pronunțând. Mamă, ce mișto și melodia asta, așa e calmă, relax.
Nu? Nu e așa că e plăcut? Și acum am o întrebare, chat. Chiar vă rog să scrieți în chat cât sunteți activi din 40 de persoane, ca să știu dacă am cu cine să mai dau un raid. Mai păcălim pe cineva astăzi? Vine și Edi. Fac 5. Păi hai să vedem cât să sunteți activi în chat, ca să pot să-mi dau seama dacă mergem. Măcar vreo 15 să fim. Să pară o Dita mai raid-o, știi? Știi ce zic? 5 persoane până acum. Nu știu, Cătălin, cu ce probleme te confrunți. Prezent. Păi, haideți, vă rog, scrieți în chat toți care vreți să participați la un raid, păcălim pe cineva. Ne dăm altcineva, adică raid by Rafael, by Neveu, by, nu știu, găsim noi un nume. Sau tot colo. Ionuț, te salut, baftă, Daniel. Satana, zice și el, haide. Bogdi, dar degeaba scriu raiba Bogdi, că nu știe nimeni cine e youtuberul, știi ce zic? Bai Cătălin Talent, da frate, da, uite, asta e bună, bai Cătălin Talent, asta e și mai tare. Da, rai bai Cătălin Talent, hai că e da, hai că da. Nu te supăra Bogdi, dar asta chiar e super genială chestia asta. Stai să vezi acum ce Caterinca o să iese. Ok. Trece pe pauză și hai să mă uit. Stai că mă uit imediat acum. Ok. Hai să vedem cui facem o farsă. Lucia Aurel, bunicu, boss. Ia să vedem. Ok. Aici. Ia să vedem. Da, că ăsta e a meu. Deci joacă CSGO. Ok. Ride by Cătălin Talent, da? Haideți. Haideți băieți aici. Ride by Cătălin Talent. Aici, sus, înapoi. Mai vreau, mai cumpăr ceva. Hai, heal, heal. Nu uitați să dați și un like. Cu B, cumpăr dacă te interesează. Emiliu, îți depinde ce fel de mod. Dacă e mod de grafică, da, îți poate afecta. Mamă, dar ăsta joacă și cu legit hacking. Băi, ești nebun? Scrieți acolo, right by Cătălin Talent, Cătălin Talent. Scrieți acolo, rapid. Stai. Să nebunezi dacă nu. Țipă-le jos. Auzi-le, frate, țipă-le jos. Băi, ești nebun, țipă-le jos. Nu te cred. Băi, frate, stop violența. Păi ești nebun. Păi ești nebun. Mă, eu te spânzur. Unde mi-e al meu, mă? Păi, unde mi-e al meu? Unde e al meu? Uai, nu te cred. Nu te cred că e acolo. Mamă, ștege și n-ai bătut mesajele, ești nebun? Da, tipul n-are nicio treabă cu chat-ul. După cum se pare. E păcat, e păcat. Zona, mă, hai. Stai să văd unde e zona. A, da, după cum se pare, clar, am greșit. Am greșit unde am dat raid-ul pe data asta. De data asta. Tipul nu e chiar deloc atent. Și hai să vedem pe cine mai am. Băi, ești nebun? Lasă-mă în pula mea că vine zona! Nu te cred că mi-a dat Cătălin. Mi-a dat Cătălin raid. Că
Cătălin talent oprit talentul. Bine, mă. Da. Hai, ia banii, mă. Vai, 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 vai. Mamă, dar cât înjură, frate, cât înjură omul ăsta. Ești nebun? Deci nu-mi vine a crede cât a înjurat omul. Da, hai să ne întoarcem la jocurile noastre. Ok, hai că mă lasă și pe mine. Hai să o bag în viteză. A picat ceva de pe perete, s-a auzit poc. Nu, nu, n-a picat nimica. Adică așa știu eu că n-a picat nimica. Salutare, Andrei. Hai că a fost Caterinca, frate. Nu-i vine a crede, Cătălin talent. Da, ai văzut cum juca cu el, frate. Deci nu mai există rușine, frate. Deci de-aia nu mai joc CSGO. Ați văzut cum juca cu Heku la vedere, fără nicio problemă. Mai făcea și stream. Băi, frate. Nu, am rămas fără cuvinte la chestii de genul. Am rămas fără cuvinte. De mama focului, corect, corect. Mamă, ce era la gura lui. Tu îți dai seama dacă se enervează tipul cum vorbește? Nu m-am plictisit, Andrei, e forță, e cel mai tare. Te salut, Andrei. Te salut, Alin. G29. E un băiat cu care te-ai întâlnit. E Adrian Mutu. Racla? Nu. Nu. Nu e Adrian Mutu. Forță. Mulțumesc, Cristi. Am un detuning și ceva lumini Hela. Deci, categoric, crede-mă, ca să-ți afecteze performanța calculatorului, pe de-o parte, să spunem că îți îngreunează calculatorul, sunt hărțile modate și modulurile de grafică. În general, astea sunt consumatoare, mari. În rest, dacă îți pui moduri de mașini, chestii de astea, nu îți afectează performanța. SnowRunner? Ce e aia? Că n-am auzit în viața mea de așa ceva. Încadrați-vă pe banda dreaptă. Cât mai am până la destinație? Nu foarte mult. Scurse destul de scurte pe aici. Nu scurse lungi. E un fel de Mad Runner? Am înțeles acum. Autostrada. Hai să schimbăm melodia. Hai că astăzi colo, frate, a fost, yay, colo, nu-mi vine a crede, colo. Super Caterinca, super Caterinca. Nici dacă mă gândeam, dacă vroiam să fac o chestie de genul, nu trecea prin cap să fac raid-uri, să mă dau, să pretind că sunt altcineva. Deci, pe cuvânt, asta a venit spontan. A venit spontan și chiar a avut succes. Eu nu consider că a avut mare succes, mai ales că persoanele chiar au crezut, chiar au crezut. Mamă, dar mai trebuie să mai dau una. Mai trebuie să mai dau una. Trebuie să mai dau una, dar Ride by Sad Boy. A, ce ziceți de asta? Intelect? Să le băgăm o leacă de intelect. Ce ziceți? Asta nu e bună? Sad Boy.
deci frate, cum e asta? Ăla era șmecherul. Da, îți dai seama că e forță când vede Sad Boy, Sad Boy e la tine pe live, alea, alea. Frate, asta chiar... Tu îți dai seama ce glumă e, ce panoramă iasă. Deci, pe cuvânt, dacă nu. Eu zic că e bestială ideea asta. Da, intelect, dar suntem plini de intelect noi aici atunci. Ce ziceți? Facem o chestie de genul? Eu zic că ar fi perfectă. Eu zic că e perfectă. Cu Sad Boy, cu o să primești intelect. E super tare. Mai ales că azi e permis. Adică sper să nu se supere youtuberii menționați Caca Talent și Colo. Următoarea stradă, tirați la stânga. Motorina este slavă Domnului, e plin rezervorul. Ok. Și Bogdi e o persoană foarte specială pentru că a primit gradul ăla să nu fie deranjat în veci de cineva, înțelegi? Să nu poată cineva să se atingă de acea persoană. Salut, mânisem și ăla. De ce, Bogdan? Îți face cu ochiul? Ia uite ce cașcaval are, uite. Deci e plin, are și salam. Dacă are și o felie de roșie, varză verde, deci... Tu ești cu contul secundar nepăcălești din 1 aprilie. Nu. Crede-mă că nu sunt eu. Deci dacă ai fost atent, când ai intrat nu juca nimica. Și la un moment dat a afișat că a început să joace Eurotrack. Ca să știi. Dacă ai fost atent, când ai început să mă întreb, nu scria jocul. Și eu eram în joc, deci eu nu puteam să umblu prin setări sau chestii de gen. Salut frate, ce mai zici? Am revenit. Bine ai revenit, Adrian. Dacă făceam chestii de genul, nu băgam contul secundar, să spunem, dacă aveam un al doilea cont secundar, nu l-afișam, îl păstram undercover, ca să zic așa. Depinde ce moduri ai pus. Mamă, ce somn mi s-a făcut. Wow. Da, categoric eu am uitat că mai trebuie să și dorm în jocul ăsta, așa că termin cursa asta și clar o să mă pun și la odihnă. Clar să nu-mi iau amendă că depășesc termenul, nu? Unde dracu? Stai că aici trebuie să apăs pe chestia asta. Oho. După cum se pare, am trecut, uite, timp rămas o oră. Deci mai am o oră voie să conduc. După care, papa, îmi iau amendă. Și câți kilometri mai am până la destinație? 9 km. Deci numai bine. Stai că am apăsat aiurea. Deci numai bine, ajung la destinație și cam aia trebuie să mă odihnesc. Salut, Cristian. Se merită DLC-ul cu Norvegia și Suedia Paint? Da, sunt cele mai frumoase. Amândouă sunt frumoase, și Norvegia și Suedia. Mai știi acum 2 ani când ți-am zis că ai intrat? Nu știu dacă mi-amintesc, Adrian. Posibil, habar n-am. Să zicem că da, să nu zicem că nu. Mamă, ce cască, mamă. Deci mi se face și mie somn când îl aud cum cască, ești nebun? Parcă m-aș întinde ușor așa, ușor pe spate. Hai că iară s-a pus bariera vieții.
Ia să ne uităm pe camera 2. Te salută, Raco. Mulțumesc frumos, Cristi. Stai că a mai trecut încă unul. Băi, ești nebun. Dar asta nu se mai termină. Uită-te un pic și tu. Poate apuc să trec și eu anul ăsta. Da, clar că mă prinde somn aici. Sper că nu vine trenul acum, că eu am mai pățit-o să fiu lovit de tren. Trebuie să te asiguri de fiecare dată. Te salut, Bogdane. Modul de remorci Chris se numește. Asta-i. Hai că ne sare somnul cu astfel de muzică. Delicatese. Păi e posibil să nu meargă celelalte jocuri, doar ce am un PC foarte slab. Da, să știi că da. E posibil. Hai că aveam 50 la oră dacă e. Ia uite-te. Am 300 de kilometri. Odihnă, bla bla bla. Hai că e bine. Harta, da, e impecabil făcută. Impecabil. Asta chiar e super tare. Asfaltul, totul e făcut foarte frumos, pe cuvânt, și asfaltul, totul, arată foarte bine. Hai că bag retarderul. Te salut, Gabriel. Da, e un Duster în față. Să țin distanța totuși de el, că dacă frânează să nu intru direct în dânsul. Te salut, Gabi. E clar că e din Suceava, da. Te salută, Cristian. Următoarea stradă, virați la stânga. Ok, dar păi n-am mai putut să intru, Gabi, în țară. Acum am rămas în Ungaria și am început să-mi refac viața aici, în Ungaria. Clar, sper să filmez și un roleplay, cum trăiesc eu în Ungaria, de acum n-am mai putut să intru în România și așa mai departe. Le ștergi din folderul mod. Intri în ETS2, intri mai documenti, Euro Truck Simulator 2, folderul mod și de acolo ștergi modurile. Da. Eu vreau să vă mulțumesc frumos tuturor. Dar nu închid, mai dăm un raid. Stai că mai dăm un raid, ești nebun?
să mă uit. Cui dăm right? Dăm un raid, vă las pe live-ul al cuiva de data asta. Și hai să vedem pe live-ul cui o să vă las. Ia să vedem pe live-ul cui. Deci raid by Cătălin Talent, da? Raid by Cătălin Talent, nu uitați să scrieți. Nu, Cătălin Talent. Mă, și aveam o poftă de niște uite aici, time-uri și niște banuri. Uite aici. Dai seama, mă, Cipriano. Stai puțin că am apăsat. Uitați aici. Right by Cătălin Talent. Eu ceva când am vorbit în privat și zic că... Aia că am dat și un like. E mort. Right by Cătălin Talent, nu uitați. Dar nu uitați să scrieți. Dacă mă apuc acum să fac caterincă și să fac tâmpenii și mi-aduc vopseaua de păr acum și mă vopsesc în cap și îmi scot un sfârc la vedere. Să vezi cum facem. Haideți băiți. Right by Cătălin Talent. Poți să-ți dai ție, ți-ți dai, ți-l scoți, ți-l dai, ți-l scoți. Right by Cătălin Talent, spam acolo. Stop violența. Frate. Haideți. Hai bă băiat. Băi frate, ce-am făcut? Băi stai, e libidă. Băi frate. Cătălin Talent, mamă. Băi, frate, elimină. Băi, ce am făcut? Băi, frate, în ce chat am băgat? Băi, frate, ce am făcut? Idolul meu. Adrian, Exizo, mersi de subscribe. Adrian, Edi, Edi, Suceava. Da. Eu nu, acum chiar o să mă opresc aici. Vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost soț. Cătălin Talent de... Cătălin Talent. Da. Vreau să vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine. Sper să ne vedem și data următoare cu nou live. Până atunci, o zi cât mai plăcută să aveți. Eu v-am salutat. Pa, pa.